Bine v-am găsit! Vremea rea cuprinde mare parte din țară și conform atenționărilor meteorologice, începând de astăzi de la ora 18 și până mâine la ora 15, în Banat, Crișana, Maramureș, în cea mai mare parte a Transilvaniei și în jumătatea de nord a Moldovei, va ninge abundent și se va depune strat de zăpadă cu grosimi în general între 10 și 20 de centimetri. Așadar, în vest, nord, centru și nord-est, vremea va fi închisă cu precipitații și cu mult mai rece decât în intervalul precedent. Vorbim de valori termice sub normele perioadei. În zonele joase vor fi ploi, local în Transilvania și pe spații mai mici în rest, lapovițe și nisori, iar cantitățile de apă vor depăși pe alocuri 15-20 de litri pe metru pătrat. În Carpații Occidentali, nordul Carpaților Oriental și la altitudini mai mari de 1700 de metri în Carpații Meridionali, vor fi ninsori însemnate cantitativ și se va depune strat consistent de zăpadă. În sud și sud-est, înnorările vor fi temporare, dar și aici, din a doua parte a zilei, va ploua și sub formă de aversă și vor fi și descărcări electrice. Valorile termice vor fi cu mult mai ridicate decât în mod normal în regiunile sudice, unde se vor înregistra temperaturi între 14 și 20 de grade. Dar în restul țării, temperaturile se vor încadra între 1 și 12 grade. Vântul va avea intensificări în zona montană înaltă, unde vor fi perioade cu viscol, iar la viteze mai mici, pe arii restrânse și în sud, sud-est și nord-vest. La munte, vremea va fi închisă cu precipitații pe arii extinse. Vor predomina ninsorile local consistente, dar în masivele sudice și sud-estice, la altitudini sub 1500 de metri, vor mai fi și lapovițe sau ploi, ce vor favoriza depunerile de polei. Cantitățile de apă vor depăși 15 litri pe metru pătrat, iar în jumătatea de vest a Carpaților Meridionali, 30 de litri pe metru pătrat. Vântul va avea intensificări la altitudini mari în masivele sudice, unde rafalele vor depăși 100 de km pe oră și va fi viscol, iar temperaturile maxime se vor încadra între minus 4 și 3 grade cu plus. În capitală, vremea va fi cu mult mai caldă decât în mod normal pentru această dată, pentru că maxima anunțată este de 19 grade. Însă vântul va continua să fie activ și va atinge în anumite perioade rafale de 40-45 de km pe oră, ceea ce înseamnă că nu vom resimți în totalitate gradele din termometre. Totodată cerul va avea norări și din a doua parte a zilei probabilitatea de averse și descărcări electrice va fi ridicată. Momentan, atât despre vreme. Eu sunt Florina Constantinescu și vă mulțumesc pentru atenție. O zi cât mai frumoasă să aveți!